Okay, cool. Morning, Hanley. Hello. Hey, good morning. How are Hello. You? Hello. Bună, Gheșela. Bună dimineața. Cum sunteți? Pentru noi este un timp, un moment foarte bun. Este după amiază. Mie îmi place după amiază. Mie îmi plac diminețile, de fapt. Mă bucură foarte mult diminețile. I'm sleepy, yay! Sunt foarte somnoros, yay! How are you, Sunam? Are you awake? Cum ești, Sunam? Te-ai trezit? Eu sunt chiar foarte trează. Când te trezești, când ești trează, ar trebui să-ți ia ambii ochii deschiși. So I'm just going to follow you guys, okay? You tell me when to start, you tell me when to shut up. Vă urmăresc pe voi să-mi spuneți când încep. Stupa, right? Yeah. Perfect, thank you. O să facem jumătate de oră de stopa, da? Happy, yeah, that's fine, yeah. That's okay with me. We have 2 more minutes. Yay! Încă 2 minute. So last night I was doing China soft power till, I don't know, I got to bed around midnight something. Uh-huh. But it was fun. We did a yoga class with weightlifting. It was fun. It was really fun. Power yoga. Yeah, we gotta find a nice name for it. I was gonna... Has the program a special topic or is it ongoing? Oh, it's mainly, that's a good question. I don't remember. Well, we're going through the Diamond Cutter business book, which I've never taught to anybody. Because I went into a 3-year retreat after I wrote it. And so I never really taught it to anybody. So that's okay. What we're doing. Yeah. Tatiana, are we ready? Yes, we should be. Hi, Tatiana. Hello, Gheșela. Hi, Ula. Hi, Christian. Hi, Bertha. Hi, B. Hello. Hello. Hi, Jewel. So welcome, everybody, to our... Bine ați venit. Bun venit tuturor la a doua întâlnire pe care o avem astăzi cu Gheșe Michael Roach. Vom vorbi despre stupa și despre pașii următori. Ok, sunteți gata? O să vă arăt o prezentare și începem imediat. Gheșela va încerca să vorbească încet pentru traducători. Poate când mă înfierbânt, așa încep să vorbesc mai repede. Ok, așa. Aș vrea să împărtășesc ecranul cu voi. So I wanted to talk about three. Vreau să vorbesc despre trei stupe faimoase pe care le-am vizitat în viața mea. Cred că prima a fost despre acum 25-30 de ani. Aceste viste m-au inspirat să facem aceste stupe la Diamond Mountain, pentru că noi oamenii
ne place să punem lucruri pe locuri înalte, nu știu de ce, dar se pare că simțim nevoia să punem lucruri undeva la înălțime. People have always put Buddhists have că în istorie in high places in the world. So I would like to take you Buddhiști au avut întotdeauna the locuri înalte în lume. And three different countries and three different places where I have visited câteva țări și locuri unde and this is where we got all the ideas for și aici este aici am luat sincer ideea mea originală a fost să fac un templu mic pe vârful celui mai înalt munte din Diamond Mountain. Și pentru că din cauza cursului, datorită lui Dr. Wu și datorită puternicilor strângători de fonduri din Singapore și Taiwan, din Japonia, oameni din toată lumea, la fel și în Europa, în Moscova, în Berlin, datorită vouă, tuturor, care aveți un răspuns așa de puternic la strângerea de fonduri, a fost ca un șoc și m-am gândit, wow, noi chiar putem să facem această idee a lui Dr. Wu de a face 8 stupe diferite, câte una pentru fiecare Buddha vindecător. Sunt 7 Buddha vindecători și m-am gândit, wow, noi chiar putem să facem lucrul ăsta și nu este un proiect mic sau scurt. Unele dintre stupele pe care vi le voi arăta au durat mii de ani sau au durat sute de ani ca să fie finalizate. Cred că sunam poate să ne mai repede decât asta, decât așa, și Hanli la fel. Oricum, este tradițional să facem o treabă foarte bună și este foarte dificil să construim o stupă pe un munte înalt, dar noi vom încerca. Hai să mergem prima dată la un loc în China de vest, care se numește Umeshan. Este una din cei 4 munți sfinți din China. Fiecare din acești munți este conectat cu un bodhisattva diferit. Umeshan este sacru și este dedicat budismului și taoismului. Eu am vizitat, am fost acolo în 2002, am făcut o retragere de 2 luni. Am încercat să mi-aduc aminte Dao de Jing. am memorat câteva capitole. A fost o călătorie frumoasă să mergem la Umeshan, să începem în China. Așa arată Umeshan. Aici sus puteți vedea acea stupa este pe vârful muntelui. Deci Hanli, la noi e mult mai ușor. Aici este mult mai dificil decât ce trebuie să facem noi. Acest munte este 3000 de metri înălțime. I'm getting some translator, you guys, on my channel. O să aud pe cineva pe canalul meu. Sounds like Romanian, maybe. Is that okay? Can you guys fix it? Let's try. Okay, it's 3099 meters. It's the highest of the 4 sacred mountains in China. And many of you guys know the story of Samantabhadra, which in Chinese is called Pushan Pusa. And there's a tradition in China that he was enlightened up on the top of this mountain. Okay. And Samantabhadra, I don't know, Sunam knows. Sunam știe că Samantabhadra este faimoasă pentru ofrandele sale, acoperă cerul cu trandafiri germani, care sunt cei mai frumoși din lume. So it's very auspicious. Este un loc foarte frumos în care să mergi.
este ușor să vezi cum se umple cerul cu flori. Când ești acolo, ai impresia că ești deja în ceruri. Este încă, uite, încă o poză. Unul din temple de la Umeshan. Și Diamond Mountain este la o înălțime mult mai jos, la cam la jumătate a înălțime. Dacă chinezii și francezii pot să facă aceste stupe pe vârful muntelui, la acum 2000 de ani le-au construit, atunci probabil că și noi putem să facem. Și noi avem unele mașini pe care ei nu le-au avut. Eu cred că putem să facem. Au făcut asta acum 2000 de ani. Unii obișnuiau să spună că sunt primele temple din China. Tradiția spune că primele temple din China au fost construite pe vârful Umeshan. Dacă ei au putut să facă asta, sunt convins că și noi putem să facem la Diamond Mountain. O să fie dificil și o să fie multe probleme. O să avem multe riduri pe față de la 10 ani, 15 ani. Nu o să fie ușor. O să vă spun că în America am cumpărat o cafenea mică. Știți de cafeaua de la pomul cu piersici? Este foarte mică. În cap 20 de oameni legal înăuntru. Am cerut guvernului nostru din locația respectivă, dacă putem să construim un birou. Am făcut toate planurile arhitecturale, am plătit o grămadă de bani și e vorba de 3 metri. Biroul este la 3 metri distanță și a durat 8 luni ca să primim aprobarea. Deci aceste guverne în America sunt foarte stricte și de asemenea Diamond Mountain este chiar lângă un faimos monument național, unul dintre, sunt câteva sute de locuri speciale în America, controlate de guvern, și sunt foarte stricți cu noi, pentru că drumul lor trece prin Diamond Mountain, drumul către ele trece pe la Diamond Mountain, și orice pas facem, orice vrem să facem acolo, avem nevoie de aprobări de la acest guvern care este foarte dur cu noi. Este guvernul național, avem o relație bună cu ei și cred că putem să facem. Dar nu putem să ne grăbim, pentru că dacă ei văd că oamenii budiști, acum aici este o arie foarte creștină, cu oameni creștini și trebuie să avem grijă, trebuie să mergem încet, dar putem să facem. Poate că Umeshan a avut aceeași problemă acum 2000 de ani, noi nu știm asta. Și erau faimoși, arhitectura era faimoasă pentru că nu urma tradiția din acele vremuri. Au trebuit să schimbe arhitectura templelor pentru a se potrivi cu aceste spații neobișnuite. Nu aveau, n-aveau de ales. Deci au construit templele și mănăstirile în jurul stâncilor și au schimbat forma fiecărei stupa după stâncile care erau acolo. Este o arhitectură faimoasă. Acum, cea mai grea parte la Umeshan, cea mai rea parte, este că sunt aceste trepte care urcă sus pe munte. Este o cale de pelerinaj tradițională. Oamenii trebuie să se urce până sus, în vârf, și apoi să coboare în jos. Eram foarte leneș, mărturisesc. Eu am luat autobuzul până în vârf. E un autobuz prin spatele muntelui. Poți să urci până acolo cu autobuzul. Durează cam... Plătești $2 și durează cam jumătate de oră dacă nu se strică autobuzul. Te duci până sus, apoi cobori. Am coborât pe trepte de sus și sunt 60.000 de trepte. 60.000 de trepte până în vârf, de la satul, de la poale. Și am stat acolo 2 zile. A fost incredibil de dificil. Ultima parte, ultima jumătate de zi, am coborât cu spatele.
genunchii mei nu mai puteau să coboare normal. Uneori treptele se rup. Au aproape 2000 de ani. Și atunci pun treapta în spatele cuiva și o duc să o repare. Și nu știu de ce am auzit oameni pe vremuri că erau mai scunzi decât oamenii de astăzi, dar aceste trepte sunt mai înalte decât un om. Chiar și pentru mine, eu am 2 metri înălțime, dar este foarte dificil pentru mine să urc acolo. Deci treptele noastre vor fi un pic mai ușor de parcurs. Așa e, Hanley? O să ne ia probabil 2 zile să stai la Diamond Mountain. În mod tradițional te oprești, e o pauză, dormi peste noapte și este o șansă frumoasă de a lua o pauză. Poți să stai în mănăstirile locale, este permis de către guvern, trebuie să te înregistrezi, poți să stai într-o mănăstire budistă, sunt 76 de mănăstiri acolo și este foarte frumos să iei o pauză, să te bucuri de meditație. Experiența mea este că este foarte important este foarte plăcut să faci o meditație în timp ce te urci pe munte. Noi planificăm să punem o cameră de meditație în fiecare stupă. Nu este că numai să te plimbi în jurul stupei. Planul este ca să te poți opri, să mergi la toaletă, să poți să bei ceva. O să fie o săliță mică unde cineva poate să aibă grijă de tine și să poți să faci meditație. Cum arată un astfel de loc de odihnă? Arată așa. Sunt foarte frumoase. Sunt mănăstirile astea mici, sunt foarte frumoase. Și te oprești și ceri să ți se ofere un pat unde să dormi. Paturile sunt 50 de cenți sau ceva de genul ăsta. Dar trebuie să dormi în aceeași cameră cu vreo 20 de alți oameni. Și atunci picioarele sunt așa te dor așa de tare că este greu să dormi. Dar este foarte, foarte frumos. Noi vrem să construim astfel de locuri similare unde să nu, poate că nu o să poți să dormi, dar măcar să poți să meditezi, să te relaxezi. Mi-ar place să cred că o să avem o sală de meditație, o stupa, o cabană de salvamont, cred, și o zonă de picnic. Un fel de terasă unde să stai la un fel de picnic. Asta este Umeshan și vreau să vă mai arăt un loc, să mergem la în Indonezia. Este steaua cea mai de jos, este Java centrală. Este o insulă mare în arhipelagul indonezian, unde sunt mii de alte insule. Asta se numește Borobudur, în centrul Javei. Aici puteți vedea, aici este mai mult decât o stupă, ok. Sunt 72 de stupe aici, în vârf. Și sunt peste 2700 de sculpturi pe lateralul acestei mandale. Este construit conform designului unui univers budist. E vorba de lumea, se pare că în mijloc era lumea formelor și sus lumea fără forme. Și acolo sunt 72 de stupe. Noi nu avem o sarcină așa de complicată, o să facem doar 8 stupe. Cred că am făcut un lucru interesant cu aceste stupe. Ele sunt înăuntru. Înăuntru au o Buddha în mărime naturală.
cineva, un tip inteligent, a pus niște geamuri în fiecare stupa. Poți să te uiți înăuntru și să vezi, să vezi pe Buddha înăuntru. E un pic distractiv. E foarte aproape de ocean, de nivelul oceanului. În toată Indonezia este, nu are munți foarte înalți. Asta a fost construită acum 1400 de ani. Este doar la 250 de metri deasupra nivelului mării și distanța de jos până sus este foarte greu de urcat acolo. Este de 150 de metri. Hai să ne uităm la vârf, uite ce, care este foarte, foarte frumos. Puteți vedea aici că unele dintre stupe sunt deschise. Asta, acești Buddha de aici sunt de două ori mai mari decât o persoană normală. Așa arată stupele deasupra de Borobudra. Mă gândeam că ar putea fi interesant să facem stupele noastre în diferite stiluri ale mai mult diferitelor țări. Trebuie să ne discutăm cu cei din Consiliul de Administrație și cu arhitecții. Poate o să facem unele în stil indonezian, unele în stil chinez. Stupele trebuie să fie la fel, dar templele și camerele de meditație să fie cumva de diferite arhitecturi. Este făcută dintr-o rocă vulcanică și în jurul acestor stupe sunt munți care uneori încă mai explodează de vulcani. Și recent, acum 10 ani, lucram cu guvernul indonezian și mi-au cerut să identific câteva dintre sculpturi. Am început acum 35 de ani. Mi-au cerut să scriu niște cărți despre ele și apoi era un vulcan. Și foarte mult praf a venit de la acel vulcan pe aceste stupe și ne-a luat foarte mulți ani să le curățăm. Aproape că le-au îngropat în cenușă. Aici sunt una dintre sculpturile din piatră. Sunt 2672 de sculpturi. Noi le folosim pentru aceste sculpturi ca să publicăm o carte scrisă de Dr. Wu sau tradusă de Dr. Wu și cu mine. Se numește Tang Tang. Și am tradus câteva din poveștile despre corelațiile karma. Dacă faci asta, o să obții asta. Dacă faci asta, o să obții cealaltă. Acea carte se numește Karma Vibhanga. So we are working. Deci lucrăm luna aceasta. Geshe-la, your connection has dropped. Geshe-la, ai probleme cu conexiune? Ai vrea să repeți ultimele propoziții? Sau poate ultimele trei? Okay, se pare. Se pare că se reconectează. Am pierdut pe Geshe-la. Okay. Hello, bună, îmi pare rău. Cred că am pierdut ultimele 3-4 propoziții. Ok, îmi pare rău. Sunt în Rimrock, Arizona. L-am contactat pe Elon Musk și a zis că o să tragă internet și aici. Îmi place această sculptură pentru că este povestea faimoasă a coroanei de cuțită. Și acest tânăr a vrut să devină un marinar. Mama lui i-a spus să nu se ducă. El a împins-o pe mama și a lovit-o
și din accident a lovit-o și a făcut o karmă foarte puternică. Și mai târziu, când vasul lui s-a scufundat și el a supraviețuit, a ajuns pe insulă specială și pe acea insulă o coroană a venit și s-a așezat pe capul lui și este făcută din cuțite și arată ca un elicopter. Și asta este, de fapt, asta este, coroana este pe capul lui, o puteți vedea. Ops, este un pic ca și o roată. Și asta este povestea. Și acest om, numele acestui tânăr este Maitri. Și povestea a fost tradusă de către Seiji Arao Takahashi, vicepreședintele DCI, și are un bebelaș recent născut și numele bebelașului este Maitri. Deci acest bebelaș se numește, are nume de la aceste stupa. Este o dedicație foarte frumoasă să-ți numești copilul după, poate cineva își va denumi cineva copiii după stupa de la Diamond Mountain. Îmi place această poză a nepotului meu pentru că mâna lui este într-un gest de meditație. Are doar 2 luni aici. Este foarte sănătos. Mama este Nur Ibrahim. Probabil că o știți. Se ocupă cu strângerea de fonduri pentru DCI, pentru caritate, să dea banii noștri mai departe. Să ne uităm la următoarea poză. Aceasta este o sculptură la un hotel lângă unul din monumente. Te oprești într-un oraș mic, la un hotel foarte confortabil și această sculptură este dimensiune naturală, are 2 metri înălțime și este perfectă, este complet perfectă. Și nu mi-a venit să cred, am fost la managerul hotelului și am spus, cine a făcut această sculptură? Vreau să-l angajez la Diamond Mountain. Vrem să punem niște aceste sculpturi pe stupele noastre. Vrem să facem așa cum au făcut-o la Borobudur. A râs și a spus că această sculptură a fost făcută de o mașină laser în 2 ore. Și a spus, poți să angajezi această mașină laser, dar este o piatră foarte dură și sculptura este perfectă, așa că e un laser. Îl folosești optica înregistrată optic. La Notre Dame a fost un profesor din Princeton care a măsurat fiecare colț al lui Notre Dame cu un instrument laser și așa reconstruiesc ei catedrala Notre Dame. O vor face perfect la milimetru. Deci puteți să faceți. Eu am fost foarte impresionat și cred că putem să facem la fel la Diamond Mountain, să punem astfel de sculpturi. Deci, practic, noi putem să copiem orice sculptură din lume. Cred că este foarte entuziasmant. Să mergem în India. Este una dintre stupele mele preferate în India. Este în India de vest, într-un stat numit Gujarat. Este lângă un oraș mic numit Bhavnagar și am fost Bhavnagar pentru că este foarte renumit acest oraș pentru tăietorii de diamante, pentru un business de tăiat diamante. Este de la Mumbai, faci 10 ore cu trenul până acolo. Asta se numește Palitana și aici este o pictură făcută acum 200 de ani. Și este un loc faimos pentru stupe, pentru că sunt 900 de stupe și temple pe vârful acestui, la vârful acestui oraș. Acum sute de ani au fost făcute și acești munți sunt foarte similari cu Diamond Mountain. Aceeași tip de rocă, felul cum trebuie să te urci sus, sunt foarte similare. Această pictură a fost făcută, sau acest desen a fost făcut în timpul britanicilor.
aici se numește Shatrunjaya. Acest Shatrunjaya înseamnă arhat, să învingi inamicul. Este cam de 1000 de ani vechime. Înălțimea este, nu este foarte sus. Este mai sus decât Diamond Mountain, dar nu este foarte sus, 2000 de metri. Îmi place acest templu în mod special și acestea sunt, sunt de cele mai multe ori Jain, temple Jain. Jain este o religie care a fost populară în timpul lui Buddha. Fondatorul acestei religii era un tip care se numea, se presupune că cel care l-a fondat a devenit, s-a iluminat acest pe aici, pe acest munte. Jain înseamnă gol sau dezbrăcat. În vechime, călugării Jain, ei purtau cerul ca pe haina lor, asta înseamnă că umblau dezbrăcați. Ei credeau că este o karmă foarte rea deci ei nu vroiau să cultive și pentru că nu vroiau să cultive bumbac ca să se îmbrace și de aceea nu foloseau haine. Și apropo, sunt foarte în afacere cu diamante, sunt foarte puternici pentru că era o modalitate pentru cei din, cu această tradiție Jain, pentru că nu vreau să cultive, ci foloseau diamante ca să aibă bani. Am urcat, trind de 3 ore până la această stupa, trebuie să urci de scult. Nu ai voie să folosești pantofi sus pe munte și cred că la Diamond Mountain noi vom lăsa oamenii să poarte pantofi, așa e, Hanley? Cred că da. Am probleme cu picioarele mele de 3 săptămâni. Timp de 3 săptămâni a fost dureros, dar meditația în vârf, asta este una dintre stupele la care am fost, această stupă este din marmură albă și am găsit sus că marmura albă este foarte bună pentru meditație. Mai târziu mi s-a permis să stau într-unul din acest locuri 2 luni și am făcut o retragere de 2 luni și marmura, piatra, se presupune că ar fi trebuit să existe în raiul budist o marmură albă unde să meditezi. Este foarte specială pentru meditație. Dacă poți să găsești undeva marmură albă, de obicei nu este pură, este un pic gri. Toată lumea crede că este albă, dar dacă ajungi acolo, această marmură albă este de fapt un pic gri, dar totuși este uimitor pentru meditație. Are ceva puteri speciale. Cred că marmura are ceva puteri speciale și am meditat acolo timp de 2 luni. Ce este incredibil. Ok, ultimul lucru. Aproape că voi termina la timp. O să mergem la într-un loc numit Arizona. Aici este locul unde este Diamond Mountain. Să ne uităm puțin. Asta este muntele nostru. De fapt, am făcut această poză. Eu am făcut această poză. Este foarte, foarte, un loc foarte, foarte frumos pentru un centru de retragere foarte frumos. Muntele este foarte frumos. Se numește Muntele McCullough. Este după primul director de la Diamond Mountain, care a lucrat foarte mult. El și-a pus ipotecă pe casa lui ca să cumpere Diamond Mountain. Are 1700 de metri înălțime. Nu arată foarte înalt în poză, dar este foarte înalt. Hanley, cât îți ia ca să te urci până acolo? 2 ore jumate ca să ajungi până în vârf. 2 ore jumate. Am fost o singură dată în vârf. Acum, este un miracol. Aici este muntele și în spatele muntelui este o mină de marmură. Este un miracol. În toate Statele Unite ale Americii, cred că sunt doar 2 locuri unde există o carieră de marmură
și una dintre ele este chiar în spatele Diamond Mountain. Și a fost găsit acum 100 de ani și cowboy-ii obișnuiau să sape după marmură aici și acum este o companie minunată și ne-am împrietenit cu ei, suntem vecini. Și ăsta este Gheorghe Michael, ăsta este Tim, în stânga, directorul ACI. Și în mijloc este unul dintre proprietarii acestei mine, Marco îl cheamă. Sper că suntem destul de norocoși ca în viitor să avem niște lecții de la Marco despre marmură, despre cum o vom folosi pentru a construi aceste stupe. Va fi foarte scump, trebuie să strângem bani, dar nu este nimic în lume ca și un loc de meditație făcut din marmură. Hai să le facem frumoase. Dacă Borobudur a luat cam 300 de ani ca să fie gata și Umeshan a durat aproape 500 de ani ca să fie gata, hai să o facem frumos. Hai să le facem frumoase. Hai să facem ceva ce va dura pentru timp de secole și oamenii să le folosească timp de multe generații după ce noi nu vom mai fi. Ăsta este primul miracol. Al doilea miracol. Am descoperit o companie de arhitectură incredibilă. Sunt în orașul cel mai apropiat, în Tucson, Arizona. Cam 2 ore până acolo, de la Diamond Mountain. Și în mod uimitor, sunt foarte populari în China. Au construit multe clădiri importante în China. Asta este o poză a unuia din aceste clădiri. Știți ce este această clădire? Este într-un hotel faimos și este camera de fumători unde se fumează trabuc. Au construit în China de Sud, au construit în Shenzhen, au construit în Hong Kong un complex uriaș. Suntem foarte norocoși să avem un asemenea o firmă miraculoasă de arhitectură și sunt foarte entuziasmat să lucreze cu noi, Hanley, și i-au găsit. Avem sponsori miraculoși în jurul lumii, ați înțeles? Acesta este un grup tipic de la Diamond Mountain. Poți să găsești oameni din Rusia, din Germania, din China, din Mexico. Și ăștia sunteți voi. Voi sunteți sponsorii. Suntem foarte norocoși să avem acești sponsori miraculoși. Recent am primit o să folosim tehnologia laser de tăiat. Hanley lucrează din greu la asta. Compania de marmură are această tehnologie laser și ei, de fapt, vor tăia o stupă perfectă din marmură, vor tăia totul. Este dintr-o singură bucată sau din două bucăți? O să ne ia așa de mult să tăiem bucățile, dar ca să le urcăm acolo, trebuie să angajăm niște elefanți sau ceva. În final, aici este planul pentru cele 8 stupe ale Buddha Vindecării. Pe traseul până în vârful muntelui, această poză a fost făcută de echipa lui Dr. Wu. Cine ne ajută în fiecare zi, lucrăm împreună cu toți sponsorii și cu toată echipa și facem un progres extraordinar. Nu trebuie să mergem prea repede, pentru că nu este o țară budistă și trebuie să mergem ușor. Trebuie să aducem guvernanții aici, să-i facem să înțeleagă ce facem și avem nevoie de suportul lor. Așa că o să mergem încet, gradual și vom reuși. Suntem foarte dedicați să terminăm. Ok, asta este prezentarea mea din 3 țări diferite și acum va fi una, a patra în vest, Sunam, Hanley. Mulțumim tare mult, Gheorghe.
îmi plac poveștile, ne ajută să înțelegem cum dezvoltăm această misiune, viziune a unui templu la Diamond Mountain și că vom face istoria acum. În continuare vrem să vă prezentăm niște cifre actuale. Han Li ne va spune ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, luni, cu arhitecții, cu ce compania care aduce marmura. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați sau să vă gândiți la întrebări. Îl puteți întreba pe Geshe-la despre stupele pe care le-a prezentat sau despre proiect. Lăsați-mă să... Acum trebuie să fac share. Și să-mi partajez ecranul. Puteți să vedeți ecranul? Vă mulțumim tare mult, dragi donatori, generozitatea voastră este incredibilă. Am luat cifrele ieri aseară. Avem cifre foarte actuale. Până acum avem $1,665,000. Și avem $1,665,600 și câțiva cenți. Taiwan a preluat să aibă grijă de o stupă. Deja au strâns $677,000. Singapore au preluat și ei o stupă, au strâns $342,000. Malaysia are o stupă, $244,000. Apoi, pentru că toate stupele au fost luate, toate celelalte țări vor să se adune și vor să contribuie la aceste stupe. Toate celelalte țări care nu sunt menționate aici, ei s-au adunat împreună și vor să... Țam de stupă? Este, și acolo progresăm, sunt $195,000. Dr. Wu, sponsorul nostru principal, forța noastră conducătoare din spatele acestei acțiuni, au strâns $156,000 și ea, Japonia, au strâns $48,000. Nu știu, sunt fără cuvinte când mă uit la aceste cifre. Suntem recunoscători eforturilor voastre că împărtășiți viziunea asta cu noi și cred că nu este doar faptul că vrem să facem doar aceste stupe, ci întreagul pelerinaj pe care vrem să-l facem și să aducem ideile care sunt care vin din budism spre vest. Și este mai mult decât a construi, deci este mai mult decât a construi niște stupe simple, ci vrem să aducem budismul în vest. Dacă ne uităm la țări, nu o să le citesc foarte tare, ele sunt pe website-ul nostru, vă puteți uita și găsiți toate detaliile. Vrem să le urăm bun venit la cele trei diamante din New York. Nu sunt chiar o țară, dar sunt toate țările din lume. Este chiar fără granițe. Am cheltuit ceva din acești bani. Cum spunea Geshe-la, vrem să facem un proiect foarte bun și avem nevoie de bani. Fără bani nu putem să începem, avem nevoie să angajăm arhitecți, să plătim toate taxele, arhitecții, avem nevoie de bani ca să începem acest proiect, de aceea durează mai mult decât o clădire simplă, dar asta o să fie prezentat de către Han Li, așa că 2700 am plătit la compania de marmură.
managementul donatorilor. Am plătit $6,000. Acestea sunt cifrele totale ale proiectului. Sunam. Translatorii te roagă să vorbești mai încet. Mulțumesc. Pasiunea mă face să vorbesc mai repede. Îmi pare rău. Because we got so many donations from you and you know they are taking their share. În ultima lună am primit așa de multe donații de la voi și trebuie să-i plătim și pe ei. Pentru fiecare donație luăm bani și punem la fondul de în fond de rezervă. Thank you very much. So we started this thinking, Geshe Michael started this thinking many. Mulțumesc. Am început să ne gândim la acest proiect în 2018, înainte ca eu să ajung aici. Și s-au dezvoltat multe planuri de afaceri și s-au gândit în septembrie 2020, când am ajuns. Am început să punem totul împreună, pentru că deja multă muncă se făcuse până atunci. Și atunci am început să strângem fonduri în mod oficial, am început să ne uităm după cei mai buni arhitecți pe care îi putem găsi. De fapt, am intervievat mai mult 4 firme mari de arhitectură, firme internaționale, care i-am întrebat care dacă vor să se implice în acest proiect, chiar și cei mai mari au spus că nu știm dacă chiar vrem să facem asta. Și au găsit o companie în Tucson în care se potrivește cu valorile noastre, le pasă despre și vor să și au vrut să înțeleagă ceea ce vrem să facem noi. Și au făcut un efort foarte mare să vină aici, să se uite la toate detaliile, să vorbească cu noi și să petreacă ore înțelegând de la fiecare dintre noi ce vrem noi de fapt să obținem acolo. Și suntem foarte, foarte norocoși că i-am găsit, că sunt aproape de noi, că fac alte lucruri mai puțin complicate și Geshe Michael a menționat dificultatea de a obține, de a planifica, de a obține autorizațiile și nu știm cum o să facem asta în final. Am început să ne facem prieteni cu cei de la mina de diamant, care sunt vecinii noștri, sunt oameni extraordinari, sunt foarte încântați de proiectul nostru și au adus marmură din Portugalia, pentru că au acolo, ei dețin mai multe mine în jurul lumii. Și întrebându-ne ce vrem să obținem și ei odată ce avem planurile făcute de la arhitecți, le-am arătat și atunci ei au început să gândească cum o să aducă toată marmura pe munte. Trebuie să o scoată din munte, să o pună pe niște camioane, trebuie să o ducă în Utah, o prelucrează și o aduc înapoi și trebuie să urce pe munte. Este fascinant și abia așteptăm să începem. Acum suntem la punctul din 2021 când am discutat cu firma de marmură, inginerii s-au gândit cum să pun aceste stupe împreună. Probabil că săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou. Avem deja primul draft, prima schiță. Am dat toate feedback-urile și acum stau să se gândească mai mult și în lunile următoare probabil că vor veni cu planurile finale și atunci vom putea începe toate studiile, toate autorizațiile și tot ca pentru o construcție adevărată și sperăm că dacă totul merge cum am planificat, atunci putem să începem să planificăm cum o să punem totul împreună și poate undeva pe final de 2021 și probabil la început de 2022 vom putea să punem ceva în pământ. Asta e planul. Deci să începem construcția. Mulțumesc, Sula.
povestea despre aceste poze, aș vrea să o ascult. Deci ați văzut ce s-a întâmplat. Am fost să verific cu ceilalți proprietari, care este cineva care... That we didn't surprise him, so that he knew what was coming, he understood the plan, and we may even use him to help us. Știa că venim, a înțeles planurile, ne-a ajutat să tăiem din drum ca să avem totul aici. A fost foarte entuziast, este un tip foarte înalt, trebuie să meargă la mină și să aducă niște marmură. Cât te plătim pentru asta? Și a zis, nu, sunt foarte multe bucăți. Voi să plătiți pentru transport și să le duceți acolo. Și asta am făcut, ne-am dus acolo, am ales marmura noastră și am zis, ok, foarte bine, poți să ne alegi o bucată care să încapă într-un camion. Le-am dus la Diamond Mountain și le-am pus aceste bucăți mari de marmură. Aici sunt arhitecții care stau lângă cele două din cele patru blocuri mari de marmură, astfel că oamenii să vadă marmura, să o atingă, să vadă calitatea ei, să vadă diferitele tipuri de marmură. Și asta este partea cea mai distractivă. Dacă veniți în a doua parte a anului, puteți să vedeți cum va arăta marmura care o vom folosi. Toată lumea are căști acolo și ca să nu purtați căști, noi aducem marmura la Diamond Mountain să vă fie mai ușor. Asta este povestea despre blocurile de marmură de la Diamond Mountain. Mulțumesc foarte mult, Han Li. Mulțumesc, Geshe-la. Dacă aveți întrebări, vă rog, simțiți-vă liber să ne întrebați, să le puneți aici în chat. Acestea sunt în limba chineză. Trebuie să întrebăm pe Ola să ne traducă. O secundă. I don't see any questions. Nu văd nicio întrebare. Yeah, if Chinese translator can translate, that would be... Dacă traducătorii din limba chineză pot să ne traducă, atunci putem să răspundem. Okay, here's a question, you guys. Uite o întrebare. Sunt atât de multe stupe în lume. Care este motivația să mai construim una la Diamond Mountain? Cine vrea să răspundă la această întrebare? Bunicul? Te rog să răspunzi. Bine, bunicule. Experiență. Eu vorbeam cu învățătorii mei și obișnuiam să învăță. Eu am locuit cu învățătorul meu timp de 30 de ani și eram un hippie. Hippie oților nu le plac banii, nu le plac afacerile. Și el a spus, hai să construim un templu. Și atunci am zis, nu, sunt prea mulți bani, multă bătaie de cap, multă muncă și dacă construiești un templu, n-ai timp să meditezi, de exemplu. Și am fost împotrivă. Și apoi am avut o discuție lungă și în final, el mi-a spus, uite, aceste temple atrag oamenii. Templele fizice, stupele fizice, ei stau acolo, nu vorbesc. Timp de sute de ani doar stau acolo și oamenii vin să vadă aceste temple. Vin să le viziteze și cred că stupele de la Diamond Mountain vor deveni un loc faimos de vizită. Și vreau să spun că când eu am devenit budist, a fost pentru că am vizitat un templu.
Nu aveam nicio idee ce înseamnă să devii budist și nu mă gândeam la acest lucru, dar am auzit de niște temple în India și atunci am plecat acolo ca un hipiot cu un bagaj în spate. Deci, Hanley, cât crezi că am plătit pentru prima noapte ca să rămân la stupa? 50 de cenți. Și am dormit pe un pat fără saltea și aveau gongile, fiecare pat avea gongile lui. Așa că am fost singur. Am devenit budist pentru că am vizitat un templu. Și cred că nu, eu personal nu sunt foarte grijuliu să nu dețin foarte multe lucruri. Casa mea este foarte mică. Cred că lucrurile fizice pot crea probleme, dar cred că dacă construim niște stupe minunate într-o țară care nu are budism, nu e budism în Statele Unite, nimeni nu a dezvoltat budismul aici, dar este una dintre cele mai bogate țări din lume și este una dintre liderii acestei lumi. Și dacă punem aceste stupe, să le punem în Statele Unite, atunci tinerii oameni, ca și Geshe Michael la cu sute de ani, oamenii vor veni, le vor vedea, vor lua un program de la Hanley, vor întreba pe Hanley și echipa ei, cum meditezi? Cum faceți să meditezi? Și uite, vei medita așa? În felul acesta, cred că stupele vor ajuta oameni. Asta este motivația mea. Voi vreți să mai spuneți ceva, Hanley? Sunam? Sunam? Eu îmi aduc aminte când mi-a arătat prima dată ideea de a construi aceste temple sau stupe. Pentru mine a declanșat motivația unui pelerinaj de a oferi oamenilor un loc de speranță unde când au probleme ca să te retragi de la problemele pe care le ai și să găsești acolo liniște și energie de a te gândi la problemele tale dintr-un alt punct de vedere. Și sperăm că să le putem oferi cunoștințele de care au nevoie ca să-și rezolve problemele, cunoștințe despre karma și vacuitate. Pentru mine este Diamond Mountain este un loc magic, fără dubii. Voluntarii și cei care vin în vizită aici au simțit asta. Și a ajutat să gândească, să contempleze mai bine, să învețe despre retrageri, care este un lucru extrem de important să-l faci. Cred că prin dezvoltarea acestui plan, a acestor stupe, asta va deveni și mai puternic. Motivația mea este să aducem mai mulți oameni aici, să simtă această experiență, să învețe despre retrageri, să-și facă viața. I got a question here from Jenny Wong, okay, you guys? Please go. She's amazing director in Singapore, DCI and ACI. She's amazing, amazing dynamite person. And fundraised many, many times. For example, I'm on track, guys. Directorul este bani, face, de exemplu, echipa ei din Singapore, Malaysia, Indonezia, au strâns foarte mulți bani pentru Diamond Mountain în trecut și ea și o altă persoană m-au întrebat cum îi va ajuta pe donatori, pentru că voi sunteți în Singapore, în Kuala Lumpur, sau locuiți în Surabaya. De ce să donezi ca să faci o stupă în cealaltă parte a lumii? De ce? Cred că sunt două motive. Unul este
este centrul de retragere Diamond Mountain. Nu este american, da? Your retreat center. Dar nu este american. Retreat center was built. Este centrul vostru de retragere. Acest centru de retragere a fost construit de studenți din toată lumea, din Europa, Australia, Asia, chiar și din Orientul Mijlociu, chiar și din Africa. Așa că eu simt că la Diamond Mountain nu este ceva american. El aparține lumii întregi și este un loc meditation. I believe every person in the world, even business people, they should learn how to do retreat. So it's a great place to learn how to do retreat. Să faci medita persoană, vezi cum se întâmplă. People did 6 years of deep retreat there. 6 years. În timp, people stayed in retreat, and that oamenii au făcut 6 ani. Now it's very. Și au făcut retrageri la Diamond Mountain și acest pământ este foarte special acum, este magic. Cred că asta este unul din motive. Și de asemenea, bineînțeles, oamenii din Occident vor veni și vor fi interesați să învețe budismul. Cred că dacă locuiesc în Singapore sau în Taipei sau Tokyo, atunci este o ofrandă pentru oamenii care nu au auzit de budism. Dacă punem o stupă aici, atunci tinerii în mod special vor veni. Este un grup de tineri chiar acum la Diamond Mountain, au 25 de ani. Ei nici nu știu ce înseamnă 25. Când vorbesc cu ei, mă simt ca și când vorbesc cu marțienii. Dar sunt așa de tineri și au o inimă așa de bună și învață. Învață budismul din cauza lui Diamond Mountain. Astea sunt două motivații. Unu, nu este un centru de retragere american, este un centru universal al lumii. Echipa din Taiwan, Yao Li Su, au ajutat foarte mult. Dr. Wu a ajutat așa de mult să construim Diamond Mountain. Este o lume. Este un centru de retragere mondial. Noi doar avem grijă de el. Ok. Care sunt planurile? Pot să combin 3 întrebări cu una singură și ar fi ultima, pentru că ne apropiem de sfârșit. Când stupa este o reprezentare a lui Buddha, poți să... Putem să spui diferența între dintre un stupa și un templu? Wow! Cine o să răspundă la această întrebare? O să încerc eu. O să vă spun ceva interesant. Și nu am poza cu mine acum, dar de ce avem practica Buddha vindecării? De ce o avem? Și o să vă spun ceva interesant. Un budist, poate mai mult de 1000 de ani, la acea vreme, Afganistanul, Pakistanul, Kirgistanul, Uzbekistan și Kazakhstan, Kashmir, prea repede pentru traducători, Nepal, Bhutan, Sikkim, toate aceste țări au fost budiste la acea vreme. Dinastia Tang, 600 înaintea lui Hristos, în acea vreme, jumătate din lume era budistă. Doar era o singură țară budistă. Cineva, în Afganistan, au construit o stupă. Și au folosit pietre și le-au pus împreună pentru a construi această stupă. Și în mijloc
au pus un loc special gol și înăuntru au pus sutrele Budei Vindecării, transcriptul. Am uitat despre ce script era vorba. Era un script diferit. De aceea noi avem sanscrita. Este singura copie în lume care a venit din interiorul acelei stupe. Deci, tradițional, înăuntru acestei stupe, vom pune ceva din corpul lui Buddha, ceva din corp, din ceea ce Buddha a vorbit și ceva din, cea, din mintea lui Buddha. De exemplu, pentru corp, vom pune bucăți de păr a unui învățător mare sau ceva, niște unghii. La stupa din, de la Diamond Mountain este un dinte, dintele, unul din dintele, din dinții învățătorului meu. Când a fost la dentist, l-am întrebat dacă poate să-mi dea dintele lui și noi l-am pus în această stupă de la Diamond Mountain și acolo avem corpul lui Buddha, da? Apoi vom pune o sutra faimoasă, cum ar fi sutra Buddha Vindecării, care este ceea ce Buddha a spus, și apoi stupa în general, acea formă, se presupune a fi mintea lui Buddha. Deci în acest fel, stupa reprezintă prezența fizică și ceea ce a vorbit și ceea ce a gândit un Buddha și trebuie să învățăm oamenii care vin acolo care este adevărata semnificația unei stupa. Adevărata semnificație este vacuitate. Acum eu scriu o sutra, mea personală, se numește Sutra celor doi soți din bucătărie și este când soțul țipă la tine în bucătărie, se pare că el este într-o dispoziție proastă. Noi știm asta, dacă aveți un partener știți asta, un bărbat sau femeie. Se pare că ei sunt supărați pe tine, dar de fapt nu există niciun soț în bucătărie care să nu vină de la tine. Și asta este vacuitatea. Nu este vreun soț care să țipe la tine în bucătărie, care să nu vină de la tine. Și asta este vacuitatea. Și poți să faci o stupa ca să sărbătorești absența a soțului din bucătărie. Ok? Deci când vedeți această stupa, se presupune că vă gândiți la vacuitate. Vacuitate înseamnă că nu este niciun soț în bucătărie care țipă la tine pe care tu să nu-l fi creat tu însuți, ok? Deci, pe bun, chiar așa, când vezi o stupă, ar trebui să devii o persoană mai bună, ar trebui să te gândești la vacuitate și la semință când te uiți la stupă și cineva te învață ceea ce înseamnă, care este semnificația acestei stupă, ar trebui să ții minte să nu mai țipi la soțul tău sau la soția ta. Ar trebui să poți să țipi la soția ta, dar la soțul tău să nu. Glumesc. Mulțumim așa de mult, Gheșela. Mulțumesc. And coming up next. Wait, I'd like to thank Venerable Sunam because mulțumesc lui Hami și Venerable Sunam. Știți, noi numim astfel de proiecte. Este un proiect, un nume special în budism. Se numește să călărești un tigru. You can go very fast. Poți să mergi foarte repede, este o carmă foarte bună. Difficult and very foarte dificilă și foarte periculoasă. O să ai foarte multe probleme, foarte mulți oameni vor critica. 10 donatori vor 10 culori diferite ale stupelor. Starting 5-10 years. Voi ați început 5-10 ani de muncă foarte grea. Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați luat această responsabilitate. Sunt foarte recunoscător pentru asta.
Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Sunt foarte, foarte entuziasmați că în iunie vom avea arhitectul invitat aici și ne vor prezenta planul, tot ce este inclus, sunt foarte multe lucruri, cum vor face, ce vor face pe deal și toate detaliile. Puteți să găsiți toate actualizările în câteva zile pe site-ul nostru, pe zona de actualizări. Veți vedea și cifrele și sumele adunate și veți găsi toate informațiile acolo. Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări și în cazul în care ați decis că vreți să faceți o donație mică sau una mai mare, aici găsiți toate informațiile pentru a putea contribui pentru templu și pentru pelerinajul la Diamond Mountain. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Ne vedem în 4 săptămâni cu planul general. Mulțumesc, Ghesela, pentru aceste informații minunate despre stupele din jurul lumii și de la Diamond Mountain. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumim traducătorilor, în mod special traducătorilor. Okay. Okay, bye. Mulțumim. Thank you. Bye. La revedere. Mm-hmm.